Au fost vremi, când eram tineri, când licoarea dintre timpuri, în adâncul plin de taină, valsa dulce spre pământ. Și în căderea ei de clipă, veșnicia artei noastre se plângea pe sine însăși peste dorul nostru sfânt. Luminițe împrăștiate sub cernutul lung al vieții, adunați într-o chemare am fost toți un bas ceresc, lângă iesla unei faceri cu divină preaslăvire, călători pe drumul stelei sub pocrovul îngeresc. În sălașul sfintei nașteri, blând mister, plin de minune, frăgezimea artei noastre a început a frământa. Sub ninsoarea unei patimi, născătoare de virtute, luminițe visătoare început au a cânta. Era vis și feerie, era plin de aspirații, orice sunetul înalturi săgeta coloane mii și întreaga muzei liră, cărămidă în cărămidă, am zidit din neprihana ce aveam fiind copii. Noi cei ce am fost odată în Crăciunul unui astăzi, admirăm cu ochii în rouă, răsfoind prin amintiri, axa sărbătorii noastre, tinerețea noastră sacră, cumperind arta notei altor limpede priviri. Strânși din ciopurile lumii, adunați ne încântă dorul, ce inspiră zbor serafic unde fost a avântat, azi rămâne mișcătorul primum movens pentru alții, semn că-i hrănitor de vise, semn că-i binecuvântat. Ninge-n patru anotimpuri din tumultul vremii scurse, ninge-n suflet primăvara înflorită în viitor, ninge plin de răsărituri, dar mai mult ninge Crăciunul, ce se naște în solii veșnici timpului rătăcitor. Așteptăm să vină mâine, să vedem cum se arată, în ce straie muzicale vasta în lojă, lângă ieri. Pentru toate, însă astăzi, mulțumire să aducem, căci de bați ți se deschide și când-ți vise dacă ceri. Excelențele voastre, onorați invitați, distins auditoriu, stimați ascultători, bună seara! Bine ați venit la concertul aniversar susținut de corul Juvenes Ecclesiae la aniversarea a 20 de ani de activitate. Nu știu dacă e mult sau puțin, dar este în același timp tinerețe și vârstă a maturității, înțelepciunii și verticalității.
Este o vârstă care conferă recunoaștere și care obligă să se continue, să se meargă mai departe. Trebuie să vă spun că acest concert derulat în Catedrala Romano-Catolică, Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași, este transmis în direct la Radio Iași pe toate frecvențele, 1053 kHz unde medii AM, 90,8, 94,5, 96,3 MHz FM. De asemenea, concertul poate fi urmărit pe site-ul erces.ro, site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, pe site-ul radioiași.ro, dar și pe Radio Maria. Așadar, împreună, în această seară, într-o firească și aleasă comuniune, în toată Moldova credinței și nu numai în Moldova. A credinței transmisă prin muzică, iar muzica este modalitatea cea mai sensibilă de a exprima sentimentele umane. Suntem Gabriela Enășescu și Bogdan Neculau și vă invităm să vă bucurați de această seară a colindelor, care trebuie lăsate să-și transmită mesajul și care vorbesc despre arta unui mare sculptor de cuvânt care a pus în opera sa amprenta veșniciei și atmosfera sfântă a sărbătorilor. Pentru că nu se poate vorbi de nașterea Domnului fără colinde, așa cum nici colindele nu pot fi concepute parcă în afara acestei perioade. Ele vin din pridvorul vechilor biserici, cu iz de cronică și cazanie, și ne-au asigurat că suntem aici, pe aceste meleaguri, de ieri, din veac. Iar neamul nostru a știut întotdeauna, cum nu se poate mai bine, să-L aducă pe Dumnezeu la el acasă. Poate v-ați întrebat de ce Gabriela a recitat această poezie. E adevărat că tehnica ne-a cam jucat feste la început, în debutul unui concert aniversar Juvenes Ecclesiae. Păi, pentru că, să știți că recită bine, și poate motivul principal, pentru faptul că face parte dintre cei care au fost la început în cor acum 20 de ani. Îi mulțumesc colegului meu, Bogdan, realizatorul emisiunilor de viață spirituală de la Radio Iași, pentru prilejuirea recursului la memorie. E sărbătoare și e cânt. E sensibilitate, bucurie, toate încununate în aura binecuvântării celui ce vine în numele Domnului pentru a dărui toată iubirea și iertarea. Cu emoția și parfumul amintirilor, cu inima deschisă, gânduri luminoase, împlinirea unor vieți și roa ce ne alină privirea, izvorâtă fiind din tinereța sufletelor noastre, pășim astăzi muzical în fața Ieslei, ca în urmă cu 20 de ani. Gestul este mărturisirea de credință față de Dumnezeu, care și-a oferit necondiționat dragostea și la El găsim iertarea. La mulți ani, Juvenes Ecclesiae! Acum 20 de ani continuam unii din noi drumul muzicii, alții animați de bucuria noastră ni s-au alăturat. Atingeam sonorități sublime prin intermediul credinței, purtați de dorința clipei de a fi împreună, de a transforma taina liturghiei în realitatea ce învăluie fiecare om ce îngenunchează ducându-și povara pentru a o încredința, celui ce iartă păcatele lumii sau pentru a mulțumi pentru timpul ce-l petrece pe acest tărâm, pentru toate bucuriile ce inundă interiorul atunci când din puține fărâme își poate construi fericirea. Așa am început noi, oferindu-ne unii altora forța și prospețimea, dimensiunea temporală, prietenia necondiționată, zâmbete curate, an de când repetiții, toată dragostea ce se înfiripă și crește alimentată de armonii ce ating și vindecă și chiar destine. Și am avut curajul să ne călăuzim unii pe alții, să alegem din tumultul tinereții să fim aici, fugind uneori de realitatea nu tocmai ușoară, oferindu-ne confortul amiciției prin intermediul muzicii și al credinței. Venim în această seară, ne aplecăm fruntea, sărutăm paiele și ne oferim inimile prin intermediul unui alt moment muzical început de noi și continuat de glasurile zvelte și frumoase ale aceluiași cor de tineri Juvenes Ecclesiae, atunci și acum. Deschide ușa creștine. Noi în seara de Crăciun. Mărire întru cele înalte. Legănelul lui Iisus.
aici va fi solist și domnul Marian Blanș. Domn, domn, să înălțăm! Corul lui Venus Eclesie, dirijat de Maximilian Pusaru. Max, ești? Thank you.
închiem în fața Yesley, ne plecăm frunta, sărutăm paiele și aducem viața noastră. Colindăm din nou, împărtășim și urăm tuturor celor ce ne ascultă că e sărbătoare, nu numai pentru noi, ci și pentru toți cei care cred. E momentul în care, cu puțin curaj, mărturisim că starea de bucurie și binele vin din noi. Și de la an la an, Crăciunul are o altă aură, un alt mister, poate mai matur sau mai încărcat de sentimentele noastre, căci enigma întrupării lui Dumnezeu poate fi deslușită doar de cei care, într-adevăr, nădăjduiesc în El. Esența slăvitului praznic al nașterii Domnului, pe care Biserica îl sărbează în fiecare an, la 25 decembrie, sensul său cel mai profund se revelează în taina întrupării. Dumnezeu, în marea sa iubire pentru creație, se face om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și a doua persoană a Sfintei Treimi, s-a smerit pe sine și a coborât din slava sa dumnezeiască, devenind un copil culcat pe paie la picioarele animalelor. S-a făcut om din iubire nesfârșită pentru creație, aceasta fiind, de altfel, temelia credinței creștine. Iubire atotputernică, îndreptată veșnic către om. Următoarea colindă pe care o vom asculta va fi Moș Crăciun. Coborât a coborât. Noi umblăm și colindăm. In notte placida. Și, bineînțeles, Ședric, Ședric, Micola Leontovici. Aici, solist, va fi Ecaterina Blaș. Corul Juvenes Ecclesie, concert aniversar, 20 de ani de existență în Catedrala Romano-Catolică din Iași. Thank you.
Yeah.
colindul acesta Moș Crăciun. De fapt, toate colindele din această seară sunt minunate, dar acesta personal îmi trezește o amintire plăcută din copilărie. Era colindul pe care îl rosteam, îl cântam, îl interpretam atât cât puteam noi la vârsta respectivă, atunci când mergeam cu colindul. Oare vine Moș Crăciun la noastră? Dacă ai fost cu minte, ai fost? Nu știu să răspund la asta. Cu siguranță va veni Moș Crăciun pentru fiecare suflet care crede și crede în mirajul frumuseții, în mirajul binelui, în mirajul iubirii, al bunăvoinței, al înțelegerii dintre oameni. Reamintesc faptul că acest concert este transmis în direct la Radio Iași, de aici, din Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regina. Îmi spuneau colegii mei că sunt foarte mulți ascultători alături de noi, acum, pe site, pentru că este transmis și pe site, de asemenea pe site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Îmi spunea Părintele Claudiu Bulai acum că sunt peste 2700 de vizitatori în acest moment, ceea ce este foarte mult, așa că, Max, mai stea. De asemenea, concertul este transmis în direct la Radio Maria. Cu fruntea plecată, îngenunchem în fața Ieslei și sărutăm paiele. Pentru un gest atât de simplu, ne trebuie însă curajul recunoașterii de sine. Crăciunul, așa cum frumos afirmă Andrei Pleșu, este sărbătoarea unei invazii. Cerul ia cu asalt pământul, Duhul Sfânt se așează în pântecul unei femei, cuvântul ia cu asalt carnea. Pe scurt, Dumnezeu năvălește Mântuitor asupra lumii într-un gest de disperare sacră. Îngerii toți coboară și ei printre oameni, urmându-l uimiți pe prințul oștirilor. Ca și buna vestire care îl pregătește, sărbătoarea poartă un mesaj de liniște. Nu te teme, spunea arhanghelul Gabriel Mariei. Nu vă temeți, spunea îngerul Domnului păstorilor. Nu ezitați să-mi oferiți sufletul, sufletul ne șoptește cel ce ia asupra sa păcatele lumii. Crăciunul aduce pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Nașterea Mântuitorului, deși petrecută cu 2 milenii în urmă, ne este mai actuală ca oricând. În fiecare an, Hristos se naște, nu doar s-a născut. Ascultând colindele creștine, simțim acel fior de sfințenie și de bucurie ce vine de undeva, de departe, aducând cu el acea superbă senzație de mister divin. După credințele populare, Mântuitorul îi trimite pe colindători în lume pentru a vesti și slăvi nașterea sa. Poezia siderală a colindelor, în gingașe cântări de preamărire, atmosfera din preajma Sfintei Sărbători, îi aduc pe Mântuitorul Hristos, pe Maica Domnului, pe Sfinți, pe Îngeri, printre noi. Sărbătoarea nașterii Domnului, colindele, sunt ale noastre, ale tuturor, de ieri, de azi, din veac. De aceea sunt mereu actuale. Tușendi dale stelle, fermaronu icieli, ding dong merlion hai. Campana somber campana. Și, pentru că ne apropiem cu pași repezi de ea, Divina Noapte. Thank you.
Oh,
Thank you.
Corul Juvenesc Ecclesiae, Orchestra Tinerii Interpreți Ieșeni, Corul de Copii Îngerașul, la orgă Octavian Bișoc, dirijor Maximilian Husaru, concert aniversar, 20 de ani de existență în Catedrala Romano-Catolică din Iași. Să-i aplaudăm că este momentul lor. Încenunchem în fața Yesley, cu fruntea plecată, sărutăm paiele și dăruim muzica. Ce a însemnat muzica pentru noi? Se spune că orice talent este un talent dăruit de creator omului pentru a-l folosi din plin în istorie. Cu atât mai impresionant este talentul de a participa la viața muzicală laică sau sacră, sublima manifestare a spiritului uman prin care omul este chemat să trăiască esteticul, frumosul, această valoare superioară care ne prefigurează strălucirea absolută a lui Dumnezeu. Muzica noastră a fost simplă, dar unitară și calea contopirii noastre sufletești a fost tesută cu sunete și armonii ce au vibrat sublim în interiorul celor ce ne-au ascultat. Și cu siguranță, puterea rezonatorie a rugăciunii propulsată de imboldul muzical a fost plăcută lui Dumnezeu. Am interpretat note muzicale, pauze, dar și cuvinte. Însăși viața noastră este o capodoperă muzicală pe care ne-a creat-o Domnul. Și partitura noastră muzicală continuă după 20 de ani prin tinerii din fața dumneavoastră. Și ei, la rândul lor, construiesc, își oferă adolescența, timpul, bucuriile, emoțiile, prieteniile. Și cine sunt ei? Copiii noștri. Și merită toată aprecierea, căci sunt suflete alese. Într-adevăr, muzica este o artă a rugăciunii, iar prin intermediul acestei arte se aduce slavă lui Dumnezeu. În gingașe cântări de preamărire, sufletul creștin se apropie și în felul acesta de divinitate. Spunea Sfântul Vasile cel Mare în perioada primară a creștinismului că dacă vrei să ai o bătrânețe liniștită, trebuie să-ți educi copiii la timp. Și dacă privim la acești tineri, cu siguranță viitorul arată bine. Și tot Sfântul Vasile spunea că trebuie să ne folosim de acea muzică ce este bună în sine și care duce la rândul său către lucruri bune. Muzica care se cântă în biserică este cea prin care sufletele noastre primesc liniște, pace și echilibru, atât de necesare în lumea bulversată, agitată de astăzi. Urmează un colind care mie personal îmi place foarte mult. E adevărat că nu-l știu foarte bine, dar îmi va face o mare plăcere să-l ascult. Jingle Bells. Take the Halls. Adeste Fideles. Isus. Și Noel Selamur. La ultimele trei va fi solist Liviu Muntean. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, and we sing, oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells.
lumière dans la neige, mille étoiles du berger, et les hommes en cortège vont chanter la joie de Eclezie, solist Liviu Montan, la aceste ultime trei colinde, de fapt nu sunt chiar ultimele. Mă gândeam că dacă noi oamenii vom fi în stare să iubim din toată inima noastră, dacă numele acestei iubiri vom transmite mai departe, așa cum ne-au poruncit bunii și străbunii noștri, înaintașii noștri, vestea întrupării Domnului, tradițiile legate de aceasta, vom fi mai împliniți. Iar bunul Dumnezeu, cel ce niciodată nimănui nu rămâne dator, va coborî în inimile noastre. Atunci, cu siguranță, chiar într-o lume a confuziilor și trăirilor dilematice, vom fi învins. Momentul din această seară, trebuie să vă spun că s-a derulat cu binecuvântarea și în prezența preasfințitului părinte Petru Gherghel, episcop al diecezei romano-catolice de Iași, pe care îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte. Excelența voastră! Dragi iubitori ai colindei, dragi radioascultători, dragi și iubiți credincioși uniți cu noi în toate mijloacele de comunicare, am primit în această seară o lecție de frumos și mă îndrept spre cei care ne-au dat această lecție, spre acest cor, această corală iuvenesc, pentru a-i mulțumi pentru această lecție de frumos. Frumosul, așa cum știm, se vorbește de atâtea ori, va mântui lumea, va alina sufletul, va uni persoanele, va încuraja popoarele pentru a fi în armonie. De aceea ne bucurăm, ascultând în această seară din nou aceste cântări pornite din inimă,
care exprimă frumosul pe care Dumnezeu l-a încredințat omului. Iată de data asta tinerilor noștri care de 20 de ani cântă neîncetat, acest dar vine acum să ne bucure. Și la această sărbătoare am participat cu toții, mai ales cu îngerașii care, de fapt, vor prelua să ducă mai departe această cântare. Corul nostru a ajuns la maturitate. Corul nostru este astăzi privit din toate părțile. Spre acest cor se îndreaptă acum și unul dintre cei care a stat la baza formării acestei corale Juvenes Ecclesiae, Părintele Lucian Păuleț din America, care împreună cu domnul Maximilian a pus bazele acestei corale și a continuat atât de mult să ne vorbească despre frumos, despre încântare, despre înălțare, despre această datorie noastră de a nu înceta, de a privi spre cer. Astăzi aici, în catedrala noastră, s-a deschis din nou cerul pentru a ne uni cu cei care cântă acolo și pentru a aștepta sărbătoarea coborârii celui care ne-a iubit și ne iubește. De aici s-a răspândit în întreaga lume această cântare de bucurie, de frumos. Ne mulțumim tinerilor noștri, mulțumim direcțiunii radioului nostru, doamne manager Claudia, mulțumim celor care stau mereu alături, mulțumim celor care au făcut în această seară posibilă această transmisie, mulțumim pe Sfințitului și Părintelui Decan și Paro și vă mulțumim dumneavoastră tuturor că ați venit să participați la sărbătoarea acestor tineri. Mulțumim acestor tineri, tinere speranțe care au acompaniat această bucurie noastră și această frumusețe. Și pentru că e sărbătoare astăzi și în România sunt atâtea dorințe frumoase, vreau să cred că acest spectacol este un mesaj spre toți din România, spre tot poporul nostru, spre toți cei care ne conduc, ca să găsească în asemenea momente puterea de a fi uniți, de a dori un bine pentru toți, de a-L premări pe Cel care ne-a dat și ne-a dat atâtea bucurii. Și acest mesaj să fie îndreptat spre toată Europa și spre toată lumea, căci toți au nevoie de armonie, de frumos, de bucurie. Le spunem mulți ani și vă spunem dumneavoastră mulți ani în a admira frumosul, mulți ani în a întâlni sărbătoarea Crăciunului, mulți ani în viața dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Mulțumim și noi dirijorului corului, domnul Maximilian Fusaru, pentru efortul depus de-a lungul anilor în slujba tinerilor, tinerii frumos intitulați Juvenes Ecclesiae. Mulțumim celor ce au sprijinit activitatea corului, precum și dumneavoastră, cei care i-ați încălzit mereu prin puterea aplauzelor de apreciere și recunoștință, vă mulțumim tare mult. Corul Juvenes Ecclesiae, atunci și acum, cu ochii în rouă și cu toată bucuria reîntâlnirii, cu suflete alimentate de tinerețe și cu istoria unui traseu muzical atât de important pentru interiorul afectiv, seniorii Juvenes Ecclesiae din colțurile lumii sunt prezenți în această seară în mijlocul nostru. Ne continuăm așadar reuniți povestea noastră muzicală, suita de anul nou.
Acest moment din această seară a fost posibil datorită unei alese implicări. Mulțumim preasfințitului episcop Petru Gherghel, preasfințitului episcop auxiliar Aurel Pergă, ostenitorilor de aici, de la parohia Adormirea Maicii Domnului din Iași, în frunte cu părintele paroh și decan de Iași, Benone Lucaci, felicitări organizatorilor! Dați-mi voie să reamintesc faptul că acest concert, aniversariu Venez Eclesiae 20 de ani, în această seară a fost transmis în direct de aici, din Catedrala Sfânta Romano-Catolică, Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, la Radio Iași, și permiteți-mi să mulțumesc colegilor mei care au asigurat bună recepție acestui concert pe undele Radio Iași, Iulian Gongescu, George Prupteanu, Dumitru Straton, Bogdan Sălăvăstru și Vasile Coțofrea. De asemenea, concertul a putut fi urmărit pe site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, pe site-ul Radio Iași, dar și la Radio Maria. Felicitări tuturor și fiecăruia în parte. Felicitări Juvenes Ecclesiae pentru momentul oferit în această seară. Dirijor Maximilian Husaru la orgă, Octavian Bișoc, Orchestra Tinerilor Interpreți Ieșeni și, bineînțeles, Corului de Copii Îngerașii. Nu în ultimul rând, soliștilor Daniela Dumitru, Ecaterina Blaj, Marian Blaj, Liviu Muntean. Să-i aplaudăm! Însă aș avea o propunere, dacă sunteți de acord, să nu-i lăsăm să plece totuși așa de repede. Vreți să plecați? Și mă gândeam să le sugeram să facă un bis și noi să-i mai aplaudăm o dată. Vă mulțumim pentru participare tuturor celor care, prin prezența dumneavoastră aici în această seară sau urmărindu-ne la Radio Iași, pe site-ul RC sau la Radio Maria, demonstrați că sunteți prieteni ai muzicii, ai tradițiilor, ai corului Juvenes Ecclesiae. Și pentru că tot am depășit timpul de emisie, dar vă spun un secret, încă nu am dat legătura în studio, încerc să evit privirea doamnei director, de aici din primul rând, și pentru că suntem împreună cu toții în această seară, vă propun ca în final
să cântăm cu toții un colind pe care cu siguranță îl știm, O ce veste minunată. Toate cele bune, îi rog pe colegii mei de la Radio Iași ca după acest colind să preia legătura în studio. Gânduri bune, sărbători binecuvântate, un an nou cu bucurie! O ce veste minunată!